ce la școală. Bun găsit, dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție live aici la evenimentul zilei. Dacă n-ați făcut-o deja, știți invitația noastră, like, share, subscribe. Astăzi, alături de mine, după cum v-am anunțat deja, un fost politician, probabil printre puținii politicieni care s-au retras pentru că au vrut din politică, nu pentru că au fost forțați sau pentru că n-au mai fost votați sau n-au mai încăput pe nu știu ce listă. Radu Berceanu, bună ziua, domnule inginer. Bună ziua, domnul ziarist. Da, nu cum e să vi se adreseze lumea cu domnul inginer, nu cu domnul ministru, domnul politician? Foarte bine, nu. Eu am mai spus, eu am fost un inginer de aviație care a ajuns în politică. Și nu a aterizat în politică. Politician care nu știu când a fost inginer de aviație. Uh-huh. Eu totdeauna m-am considerat un inginer de aviație care, într-o anumită perioadă, cumva a ajuns în politică. Eu n-am intrat niciodată în politică. A intrat politica în mine la Revoluție. Aha. În sensul că am ieșit că, na, așa a fost situația atunci și m-am trezit în CPUN. Dar probabil că dacă n-ar fi fost momentul ăsta, nu cred că aș fi intrat vreodată în politică eu așa să mă duc, să mă înscriu la un partid, să stau acolo, nu știu, să cresc în ierarhie, să candidez, să nu știu ce, pentru că nu aș putea să spun că e chiar pasiunea vieții mele. Pasiunea vieții mele a fost aviația și este în continuare. Da, și a venit momentul când ați zis stop, mă întorc la ce știu să fac. Nu. Acum să le povestim puțin contextul celor de acasă, că noi ne știm de foarte, foarte mult timp, de pe vremea când eu eram reporter. E importantă această informație de background, o să înțeleagă cei de acasă de ce. Și pe atunci lucram la Antena 1 la Observator și v-am propus, domnule ministru, că pe atunci erați ministru al transporturilor, am făcut eu o campanie hobby de politician. Și știind că aveți pasiunea cu zborul, v-am sunat într-o zi și, culmea, ministru fiind, v-ați făcut timp și m-ați invitat la aerodromul ăsta de lângă București. De lângă Ploiești, lângă Strejnic. Da. Și a zis, bine, domnul, hai să te dau o tură cu avionul. Și așa am ajuns să ne cunoaștem, m-am lăsat pe mâna dumneavoastră, am zburat, mi-ați arătat cum faceți, că îi monitorizați lucrările de pe șantier cu avionul. Și de atunci mi-ați spus dumneavoastră că, gata, mai stau, nu știu, cred că aveați 58 de ani pe atunci, ceva, mai stau un an, doi, și mi-am făcut mie o promisiune că mă retrag. Vă spun sincer că n-am crezut. N-a crezut nimeni, le-am mai spus așa din când în când, pormă n-am mai spus la nimeni că am văzut că toată lumea mă ia așa, unii m-au întrebat, dar care e șmecheria, adică ce vrei să faci sau cum, cum vrei să o dai, la ce folosește chestia asta. E, și atunci n-am mai spus, dar m-am ținut de cuvânt. Eu, în general... Dar cum a fost? V-ați promis dumneavoastră? Ați promis familiei? Nu, mi-am promis... Nu, familia nici nu cred că au crezut și oricum n-au vrut. Uh-huh. Că li se părea mai interesant să fie tata sau, eu știu, ministru decât să fie lăsat la vatră. Da. Dar mi-am promis mie, am zis, domne, mai trebuie să mai facem și altceva. Eu am vrut să fac tot timpul avioane și așa mai departe și n-am apucat niciodată. Eu am început să fac aeromodele înainte de a mă duce la școală. La Râmnicu Vâlcea, în vara, când în toamnă trebuia să mă duc la școală, eram cu tata și era un cer de aeromodele acolo și unul din cei care erau acolo a dat cu un faza întâi din ăla, așa, un avion, așa, așa. Și eu când am văzut, am zis, avionul, gata, aici vreau. Păi stai așa să mai crești, nu, aici vreau, aici asta vreau. Asta câți ani aveați? 6 ani jumate. Șase ani jumate. Împlinisem 7 ani. Erați conștient deja de ce, vedeți? Da, împlinisem 7 ani, că așa era atunci, la 7 ani începeai școala, dar începea la 15 septembrie și eu deja împlinisem. Și în sfârșit pot să vă spun și chestia asta. Aproape un an de zile am făcut curat prin atelier și am mestecat cleiul. Pe vremea aia era clei de oase, care se ținea într-un vas cu apă și vasul cu clei în vasul cu apă, se numește bemarin. Și dedesubt era un călzit. Da. Ăla când se răcește, se întărește. Și trebuia amestecat, că altfel e ca un zahăr ars, așa. Da? Și rolul meu ăsta a fost. După aia, după ani de zile în clubul ăla, când am ajuns campion, recordman, eu am devenit maestru al sportului la aeromodele când eram în clasa 11. Uh-huh. Între a 11 și a 12, în vara aia. Mi-am luat norma. E o normă ca să fii maestru al sportului, nu e așa... Bun.
Și când am ajuns ceva mai mare, am întrebat pe aia, mai mari ca mine, care... Și am zis, bă, dar ce v-ați apucat, mă, să vă bate joc de mine? Și aia mi-au zis o chestie importantă. Bă, dacă ai sta la curățenie și la amestecat clim, înseamnă că chiar vrei să faci ceva acolo. Și pe toți îi puneam, dar unii după ce așa, eu acasă ziceau, nu, domnule, nu fac avioane, domnule, acolo, mă pune să mestec aia. Și da, înseamnă că nu are rost să ne pierdem vremea cu ei. Deci nu v-ați urmări visul, indiferent de ce a spus să, da, să faceți. Dar spuneți-mi, cum s-a născut visul ăsta? Spuneți-mi puțin povestea din familia dumneavoastră, că și asta e interesant, adică ați avut un model totuși. Da, tata a fost în aviație, în război, era foarte tânăr, nu era pilot, era... Și a avut tot așa chestia asta, a făcut și aeromodele înainte de război, de prin 30 așa. După război a fost o perioadă la Geamăna, la Pitești, pe aerodromul de acolo, la partea tehnică și așa mai departe, și după aia s-a căsătorit la Râmnicu-Vâlcea, adică împreună cu mama au mers la Râmnicu-Vâlcea, ai mei s-au cunoscut pe front. Uh-huh. Erau amândoi cum se cheamă, veteran de război. Când a murit mama, au și venit de la... Mama a murit acum de curând în pandemie și n-am avut voie decât 6 persoane. Uh-huh. Și 6, așa cum eram acolo, ne-am pomenit că au venit de la unitatea militară, de la Râmnicu-Vâlcea, 3 militari cu o coroană de flori, cu... în sfârșit, și au spus, dom'le, mama dumneavoastră a fost ultimul veteran de război din județul Vâlcea. Da. Dumnezeu să ierte. Da, mulțumesc. Să trecem mai departe. Deci ați avut modelul ăsta în familie, v-ați ținut și v-ați urmărit visul până la urmă. Alți copii am auzit că vor să se facă doctor, polițist, nu știu, fiecare, fotbalist. Da, asta cu avionul. Eu am vrut să mă fac aviator dintotdeauna. Dar e în folclorul românesc sau în folclorul copilăriilor noastre și a generației mele și a generațiile trecute, avion cu motor, ia 11 ani în zbor, adică e când vezi un avion pe cer și... Știu, da. Adică, una e să cânti cântecele și alta e să te ții. Dar mulți copii se visează, dar mulți abandonează sau renunță la visul lor. Dumneavoastră v-ați ținut de treaba asta, ați ajuns și... Da, eu am vrut să zbor, numai că la Râmnicu-Vâlcea nu era. Așa. Pe vremea aia nu puteai să te duci în altă parte, nu știu, la Pitești, la Sibiu, care erau mai apropiate, să faci zborul, că nu erau nici bani, nici condiții, mm-hmm, de transport, era complicat. Și atunci am zis că o să mă fac inginer de avioane. Eu am făcut un liceu cu program special de educație fizică, așa era pe vremea aia. Erau 6 licee în țară, unde se făcea sport de performanță. Da. Intrai din clasa întâi. Și se dădeau probe și între a 5-a și între a 8-a, inclusiv la partea de sport. Și dacă nu luai, te trecea la liceu normal. Eu am făcut până în clasa 12-a liceu cu program special de educație fizică, am făcut atletism. Și foarte mulți din colegi vreau să dea la IES. Asta se chema Institutul de Educație Fizică și Sport, nu știu cum îi spune acum, facultatea de faci profesor, de antrenor, de așa mai departe. Și mulți, și eu fiindcă am luat titlul de maestru al sportului în vara dintre a 11 și a 12, puteam să dau fără examen. Pe vremea aia se dădeau examene grele, la IEF se dădea biologie, nu era așa, și probe sportive. Și mă invidiau toți, că ziceau, bă, tu ești boier, te duci, intri fără... Și eu am zis, nu, că eu vreau să mă duc în altă parte. Și era la ora de dirigenție să chema orientarea școlară și profesională. Așa. Și la un moment dat, când s-a apropiat sfârșitul liceului, începea diriginta să te întrebe, să întrebe în clasă. Te ghideze. Care, pe unde dați, nu știu ce cu tare. Și eu eram mai la început, că eram cu B. Și zice, și tu, Berceanu, la Facultatea de Construcții Aerospațiale. Și s-a așternut o liniște așa suspectă. Da, ce-a, da? Ce-a zis? Ne-a înjurat? Da. Era, cred că și acum e o singură secție la Institutul Politehnic București și pe vremea aia erau cam vreo 100 de locuri așa. Și erau cam 10 pe loc. Dar dintre aia 10 pe loc, mai mult de jumătate erau rezolvitori din Gazeta Matematică și din Gazeta de Fizică și Chimie. Erau două reviste care trebuia să... Cine erau acolo erau așa mai, mai știau.
Iar unii erau și propunători de probleme în Gazeta Matematică și așa mai departe. Și am intrat, inclusiv spre suspinderea lui tata și a mamei, dar mai puțin. Eu n-am făcut meditație în viața mea la nimic niciodată. Nu prea pot, nici n-am dat. Nu prea pot, dacă nu învăț eu singur așa, nu prea se lipește ceva de mine. Eu am învățat eu singur așa. Mai aveam vreo câțiva colegi care făceau meditații și ce nu reușeam, eu le spuneam la ea și ei întrebau meditatorul. Da. Deci eu n-am reușit să fac problema asta, dar ei nu încercaseră, încercasem eu și în sfârșit. Da, și am intrat la aerospațiale. În general, la aerospațiale, pe vremea aia, bine, am avut niște profesori monumentali. L-am avut pe Radu Voinea, care era rector, am avut pe Petre Augustin, care preda ore și în America, se ducea și preda indexat în America, pentru că făcuse, era un pionier într-o nouă disciplină, aeroelasticitate. L-am avut pe Vene Constantinescu, Mati Blumenfeld, care a decedat acum de curând la rezistența materialelor. Era o facultate extraordinar de grea. Și am terminat, am fost repartizat la Craiova, la Centru de Încercări în Zbor al Industriei Aeronautice Române, mai pe scurt CÂZ. Și după aia, n-aș putea să spun că la CÂZ mi-a plăcut cine știe ce, pentru că era militar. Și eu nu prea, cu partea asta, eu am avut părul lung, nu prea cochetam eu, n-am știu că e așa militar. E vremea militarilor acum, uite, v-ar fi să... Da. Când am terminat, se făcea repartiție națională și eu am terminat al doilea, al treilea, spun chestia asta pentru că, de fapt, o colegă de-a mea a primit 50 de sutim pentru activitate culturală, așa se dădea pe vremea aia, de pe la ASC sau ceva de genul ăsta. Asta de studenți comuniști. Asociația Studenților Comuniști. Activitatea ei culturală a fost că s-a măritat cu un conferențial de-al nostru și atunci a primit 50 de sutim și a trecut în față. Da, mai puțin important. Și era un loc la Centru de Încercări în Zbor și 10 locuri la fabrica de avioane, care erau în aceeași curte, de fapt, dar în sfârșit eu n-am știut. Ne întoarcem la povestea asta, dar deja ne scrie foarte multă lume și ne întreabă că am văzut niște poze mai devreme pe ecran și îl rog pe Blanco din regie să le luăm de la capăt, să ne explicați un pic ce am văzut, ca să înțeleagă cei de acasă și revenim la amintire și la firul povestirii. Ce vedem aici? Că ne-am spus la dispoziție o grămadă de poze și vreau să le explicăm. Unul dintre avioanele pe care le construiesc eu se cheamă Swan Lebeda. Lebeda verde. Și ăsta este electric. Nu e verde, că e electric. Ele de obicei sunt albe. Okay. Chiar ca o lebădă, dar cele cu motor normal. Uh-huh. Ăsta este cu motor electric și l-am vopsit în verde, că aviația, e trendul ăsta cu aviația verde, chestii, nu știu ce, cu tare. E primul avion de acest fel construit în România, primul electric? Da. În 2017 l-am făcut pe ăsta. Și aici suntem în Franța, la Mondial de l'ULM. ULM înseamnă ultralight machine. Sunt avioanele astea ușoare de un loc și de două locuri, care sunt în clasa asta ULM. Și acolo, în sfârșit, a produs o mare vâlvă. Eu nu... chiar m-am așteptat. De ce? Păi credeam că mai sunt și alții, dar am constatat că cel puțin în domeniul ăsta ULM nu s-a apucat nimeni. Ele sunt multe încercări de avioane electrice, dar sunt Siemens, Rolls-Royce, adică Airbus, branduri mari. Branduri foarte mari, care au la dispoziție sume foarte mari de bani. Pentru cercetare, pentru dezvoltare. Exact. Da. Au ingineri peste ingineri care fac acolo. Eu avioanele astea le-am făcut cu motor normal. Dar la un moment dat, fiindcă era toată chestia asta, am avut niște discuții cu niște băieți cu care lucrez și... Dom'le, dar electric ar putea? Ar putea. Păi nu prea credem. Păi hai să-l facem, să vedem de dacă se poate. De exemplu, ce autonomie are de zbor? O oră. Și aici este în zbor, nu? Da. Da. Cred că da. Deci o oră și dacă rămâi fără, ce faci?
Păi nu, te uiți la aparate, că așa poți să rămâi și fără benzină. Corect, dar probabilitatea să Te uiți la aparate și aterizezi. De acord, dar la baterie știți cum e, o calci un pic mai tare, se duce mai repede, consumă mai repede, păi nu, da, se scurge altfel. Noi am făcut tot sistemul, da. Am un băiat cu care colaborez și care am făcut, electronist, care face partea asta și care am cât mai am baterii, așa că știu. Și când mai am 30-40%, mă pregătesc de aterizare. Da, ăștia cu mașinile care rămân fără, ce fac? Păi nu, asta vreau să vă zic, că e o problemă la mașinile electrice. Știți că îți dă un consum mediu, îți dă un range aproximativ, dar vine frigul, vine să ascunde soarele, nu știu ce, condițiile sunt foarte sensibile. La mașinile electrice e altă problemă. Pentru că lucrurile astea o să se rezolve. Inginerii muncesc. Da? Stai și un pic, bateriile, că, asta, că vreau să-l întreb ceva. Bateriile o să se îmbunătățească și cu siguranță, da. Nu, sunt perfectibile. Noi toți, nu numai România, Franța, Germania, cine vreți, are o problemă cu energia electrică. Dacă mâine, hai să zicem 20% din parcul actual, numai de autoturisme, nu vorbesc de utilitare, nu vorbesc de camioane sau altceva, devine electric, avem o problemă. Devine electric, noi nu avem energia aia. Da. Și dacă între timp am face nu știu ce, așa, am găsit un pitic care să ne o producă în cantitate atât de mare, nu avem cum să o transportăm. Adică închipuiți-vă un bloc din Colentina de 10 etaje, care acum oamenii de acolo au și ei 50 de mașini în fața blocului. Da. Dacă 25 din mașinile alea ar trebui să le încarce, ar exploda instalația electrică în fiecare clipă, instant. Și ar rămâne pe întuneric. Da. Deci nu se poate. Eu aud, poate că, nu știu, fac unii niște calcule care nu le știu eu, dar eu cred că e altceva la mijloc. Auzi, zice, până în 2030, nu știu, Volkswagen și-a luat hotărârea să producă numai mașini electrice și nu știu. BMW la fel, da. Păi 2030 e peste 8 ani. De unde luăm energia peste 8 ani? Vedem noi. Păi nu cred că e așa. Bun. Revenind un pic la avion, spuneți-mi, ca să înțelegem mai multe lucruri. Ăsta e cel electric. Da. Câte persoane zbor? Una. E... Nu, clas, adică avionașele astea sunt de un loc sau de două locuri. Și atât. Domn Bercen. Sunt avioane de recreație. De agrement. De agrement. Să zicem. Exact, da. Eu mâine, uite, să zicem că îmi iau brevetul de zbor și vin la dumneavoastră, domn Berceanu, construiți-mi și mie un avion de ăsta. Cât mă costă, cât vă ia să mi-l faceți și ce garanție îmi dați la el? Vă costă ăsta electric vreo 30.000 plus vreo 8-9.000 bateriile de euro. Garanția avionului și așa mai departe e o garanție destul de extinsă. Avioanele astea trec prin niște certificări. Eu zbor cu ele, cu toate pe care le-am făcut până acum, prima dată eu. Le mai fac reglaje. Sunteți mai pilot de încercare? Da. De încercare. Bun, sunt așa pilot. Se cheamă. Da. Eu le încerc pe toate. Da. Deci prima dată eu zbor cu ele. Așa. Și le mai pun la punct. Iar după aia, sigur, fiecare face... E ca și o motocicletă. Dacă faci răutăți cu ea, te dai peste cap. Devii donator de organe. Da. Adică, ce să spun, în general, nu prea sunt cu așa ceva accidente determinate de avion. Avionul are o parașută. Asta nici trebuie spus, da, vin și cu parașută. Deci, ele toate pe care le fac eu au o parașută. Da. În care nu te arunci tu cu parașuta din avion, ci declanșezi și vine avionul cu totul cu parașuta. Fabulos. Deci tu, dacă ai o problemă că te-ai pierdut, de exemplu, sau nu mai știi, nu știu, te apucă așa, e un mâner cu roșu, așa, nu știu ce, tragi, cu o rachetă iese o parașută și avionul vine jos cu tine cu tot. Aici este același avion Swan, electric, împachetat. Da. Toate avioanele care le fac eu, care sunt vreo 2-3 modele, nu sunt... Păi vreau să ne spuneți, dar să terminăm cu asta electric, că e senzația momentului. Păi mai am unul electric. Așa. Le luăm progresiv. Sunt demontabile, ca să zic așa. Bun, acum și alte avioane se zice că sunt demontabile, în sensul că se poate demonta într-o zi, pune pe un camion,
și duce nu știu unde și în formă în două zile să-l montez la loc. Ale mele se demontează în 10 minute și te duci și zbori. Și în 10 minute se montează la loc și pleci cu el acasă. Și totul se face într-o remorcă care este, are 3 metri jumate. Asta e o remorcă deschisă aici, se vede. Dar da, general, da, da. Remorcile mele sunt închise. Fabulos. O remorcă cât costă? O remorcă costă vreo 2800 de euro. Tot dumneavoastră o faceți? Da, da, tot noi. E o remorcă specială. Pentru că și prinderile sunt speciale ca să meargă repede. Dar ce greutate are avionul? Avionul fără sistemul de propulsie are 80 de kilograme. Cu sistemul de propulsie... Păi, că de asta îl luăm. Cu sistemul de propulsie are vreo 120, 130, 140. Cu baterii, cu tot are 140. Ok, bun. Da. Nu, adică ca să înțeleagă lumea ce înseamnă tractarea acestui avion. El este... Iar e ultralight. E ceva... Da. El este numai din carbon și Kevlar și oțel special și duraluminiu 7075 de aviație. Adică ce încercam eu să înțeleg este am nevoie de o altă categorie de carnet ca să atașez avionul și la... Și să nu. Remorcile sunt până în 750 de kilograme fără frână. Deci e foarte... Poate să le ia oricine la orice mașină. Niciun fel de problemă. Iar clasa asemănătoare, eu am fost acum vreo două săptămâni în Statele Unite, clasa asemănătoare din Statele Unite, care se cheamă FAR, Federal Aviation Rules, part 103, acolo n-ai nevoie de brevet, avionul nu se certifică și nu se matriculează. Cum adică n-ai nevoie de brevet? N-ai nevoie de nimic. Că și cum? Faci tu câteva ore și e treaba ta ce exact, faci cu el? La un moment dat am citit corespondența celor de acolo cu diversi cetățeni americani care le scriau și care spuneau, dom'le, dar nu e corect să-i lăsați, că poate nu știu ce. Și FAR răspunde, zice, dom'le, libertatea americană e mai importantă decât toate lucrurile astea. Și scuba diving este periculos. Și schiul e periculos și speologia e periculoasă. Da. Și poate să moară oameni, dar oamenii se duc, învață, fac drag și se duc după aia. Am înțeles. Cei care sunt sinucigași nu putem să îi împiedicăm noi că se urcă pe un bloc și se aruncă de acolo. Și că uneori mai iau și pe alții după ei, nu se duc doar singuri. Aia păi n-au cum, că are un loc. Păi are un loc, dar dacă plonjezi în, nu știu, pe autostradă, te duci la oră de vârf? N-ai voie. Păi n-ai voie, dar dacă ai intențiile alea, te mai ții cont de reguli. Știți, asta se întâmplă în America, unde s-a întâmplat cu 9-11 asta și așa mai departe. Da, dar se pare... V-am spus care e răspunsul de la FAA. Am înțeles, dar și că la scuba libertatea diving, nu poți să faci scuba diving americană fără... este mai importantă decât astfel de accident. Dar în România, de exemplu, dacă eu vreau să... încep să pilotez, îmi doresc să pilotez așa ceva, ce etape trebuie să parcurg? Vă duceți la Aeroclubul României sau la o școală privată, că sunt și școli private. La Aeroclub e mai ieftin și mai bine, dar și la școlile private e bine. La o școală privată vă costă vreo 4.000 de euro toată și școala. La Aeroclub... La Aeroclub până la o anumită vârstă e gratis. Da. Și e foarte bine așa. Iar după aceea e un preț cam pe acolo, adică tot 4.000, poate 3.800. Dar se face școală ceva mai serios? Da, cred că se face un pic mai... pentru că e ca la școala de șoferi. Unii fac mai insistent așa și alții fac mai ca să-ți iei permisul. Alții ca la Pitești, dar sau cum era. Da, bă, nu știu. Ca să-ți iei permisul, da. Deci spuneți că l-ați încercat dumneavoastră. Ăsta este primul model electric. Mai aveți încă unul. Dar mai avem niște poze, Blanco, nu? Hai să epuizăm pozele ca să nu o tot noi, fragmentăm. Iată, pozele nu sunt pozele. Deci, noi l-am făcut pe ăsta. Aici, pe asta am mai dat-o. Aici sunteți dumneavoastră la o inspecție, probabil, la ceva. Nu, sunt mai mulți care s-au adunat acolo după ce am zburat cu el electric să vadă cât mai aveam din baterie. Că au zis, dom'le, ai zburat 35 de minute și cât mai aveai? Cred că mai aveam încă vreo 20 de minute, 25 de minute. Ia, că aparatura... Dar diferența dintre ăsta, modelul acesta, și unul similar pe combustibil, cu motor termic... E care al motor acolo în vârf. Nu, 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 asta am înțeles. Ca autonomie mă refer. A, nu, cel cu motor termic poți să zbori 6-7 ore. Păi asta depinde e, cât de câtă e benzină pui. Păi da, cât de mare e rezervorul, adică e mai... De obicei e de 30 de litri. Cu 30 de litri zbor cam 500 de kilometri. Ok, bun. Deci, dacă vrei să-l folosești pentru, nu știu, distanțe mai lungi, recomandat e cel cu motor termic. Asta era ideea. Da. În cât timp se încarcă ăsta electric? Ca și la mașini. Da, știți, la mașini mai e varianta hibrid.
Am și un hibrid, dar e în lucru încă. Nu cred. Hai da? Că aveți de toate. Am și un hibrid. Ajungem imediat. Spuneți-mi în cât timp se încarcă ăsta electric. Păi depinde nu de el. Așa. Și de încărcătorul nostru, ci de prizele pe care le aveți la dispoziție. La priza normală din casă se încarcă în 4 ore și jumătate. Deci te duci de la 20% până la 100%. Așa. Noi nu zburăm sub 20%, că bateriile, dacă le descarci, rău de tot nu. Dar în 4 ore, 4 ore jumate. Aici sunteți cu nepoțica, din ce știu? Da. La normal. Dacă ai acasă trifazic sau nu știu ce, se poate încărca și într-o oră. Noi vrem acum să punem pe remorcă sus și pe cele două laterale care să se ridice așa, celule fotovoltaice, pe câmp bate soarele de obicei, și cât zbor tu să încarcă un alt rând de baterii. Sau peste tot la aerocluburi hangarele sunt imense și au niște acoperișuri imense și acolo poți să pui celule fotovoltaice și să zbori. Încercați la programul Prima Casă, cred că e perfect funcțional. Da, glumesc. Eu nu prea încerc la niciun fel de programe din astea pentru că îmbătrânești și eu deja nu mai am foarte mult timp să fac programe din astea. Mai bine fac eu cum știu eu. Hai să o luăm așa, ca să înțelegem și modelul de business pe care îl aveți. Câte avioane, câte modele aveți în producție astăzi când vorbim? Acum avem, două în producție. Da. Ăsta ca Swan și unul care e cu aripă. Nu, ăsta e tot Swan, dar e cu motorul termic, să vede acolo. Ăsta e Swan, motorul termic, bun. De-aia e și alb cu. Așa. Da. Și Dracula. Da. Care e ăsta? Ăsta e Dracula? Care e cu aripa jos. Da. Ăsta e Dracula electric, să văd bateriile acolo. Așa, rămâi pe asta blanco un pic. Deci bateriile, bun. Ăsta ce autonomie are? Nu, cam aceeași autonomie, că nu e vreo mare diferență. Mai colaborăm acum cu niște chinezi acolo, da? Să vedem. Sunt pionier, care spun că au niște baterii mai performante și care au auzit și ei de noi și noi de ei, ne-am scris și au zis, dom'le, vrem să încercăm ultimul răgne de baterii pe avionașul ăsta al dumitale, că am văzut că nu știu ce. Să vedem. Bun, deci aveți două modele în producție, nu? Da. Swan electric termic și Dracula. Ăsta e Dracula. Ăsta e Dracula. E mai Dracula mare un pic? Nu, e la fel, e poza. Păi și atunci, nu, în față de Swan. Ăsta e cu aripă jos și ăla e cu aripă sus. Puneți-ne diferența, că nu suntem toți. Păi, e o diferență de. Mă gândeam că măcar îl făceați pe ăsta cu două locuri să. De. Nu, am și unul cu două locuri, un Swan cu două locuri. Ăsta? Nu. Nu. Nu, un Swan cu două locuri nu prea. Am făcut cine știe ce. Am făcut un prototip și o preserie. S-a schimbat regulamentul acolo. Masa maximă cu totul era 472,5 kg și s-a trecut la 600. Eu când m-am apucat de proiectare și de nu știu ce cu 2 ani și jumătate înainte, am făcut pe 472,5. Da. Când am terminat, s-a făcut 600. Nimeni nu mai vrea avioane cu 472, toți vor cu 600 și eu trebuie să fac o reproiectare pentru că nu merge așa mai pui mai dregi. Trebuie refăcute niște lucruri, iar cum eu toate avioanele astea sunt din compozit, sunt niște matrițe în care le fac și eu trebuie să schimb matrițele. Am înțeles. Și atunci am preferat să ne concentrăm pe astea de un loc, pentru că aici suntem cam singuri. Sunteți pe piață singuri? Nu chiar singuri, dar aproape singuri. Adică la nivel european aveți competiție? Da, avem. Mai sunt 6-7 firme care fac, dar. Sunteți unii, cel mai competitiv la prețuri? Unii sunt foarte scumpi. Asta mă gândeam, da. Iar alții sunt foarte puțin zburători. Adică sunt mai așa, mai de. Deci două avioane în producție în momentul de față, două electrice, două. Fiecare și electric și electric și termic. Câte faceți pe an? Câte produceți pe an? Puține față de câtă cerere am. Spuneți o cifră ca să înțeleg. Soana am vândut vreo 30. Wow. Și mai sunt vreo câteva pe la, adică prototipul. Da, da, da. Și deci primele sunt încă la mine, le tot zborile, mai fac niște chestii, rămân la. Și Dracula? Și Dracula vreo 3. 3. Dracula l-am scos în primăvara asta la Friedrichshafen în Germania. Prima ieșire. Acesta, ca să înțeleg. Da. Ăsta. Da. Și avem comenzi la el până la vara viitoare. De unde? Din Germania, în general. E acolo sportul ăsta împământenit? Da, 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 acolo. Bine, da? Da, și. Am văzut că vindeți în Germania, Franța, Elveția? Da, cam atât am vândut până acum.
Aveți intenție să vă duceți în state? Am fost în Statele Unite la Oshkosh, din păcate n-a ajuns avionul. Și am fost și am avut standul cu iarbă verde frumos. Adică vi l-a oprit la vamă? Nu, ce? L-am trimis în mai. Da. Și trebuia să ajungă, mi s-a spus, cel mai târziu la începutul lui iulie. Expoziția a fost la sfârșitul lui iulie. Așa. Și el n-a ajuns nici acum. Păi și unde e? E pe mare, navighează. E un swan și el, lebăda fiind, știți, da, de apă, navighează. E într-un container care pe vremurile astea nu știe nimeni. E într-un context exact. Da, da. Deci nu știe nimeni. E ceva cu totul. Nu vreau să-mi amintesc. Ce efort, ce presupune linia de producție? De unde vă luați materialele? Bateriile, am înțeles, aveți și un parteneriat cu China. Materialele le iau din diverse locuri. Sunt toate materiale de aviație. Nu în sensul producem noi ceva în țară? Din materialele care le folosesc eu, nu. 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 Deci totul trebuie importat. Da. Că asta era interesant. Da, 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 nu, nu. Dar forța de muncă ați găsit? Nu. Deci ați importat și forța de muncă. Nu. Nu. Eu din cauza asta nu pot să fac decât 10-11 avioane pe an. Pentru că meseria asta, ca să facem așa ceva, nu e o meserie care, cum să spun, strungar. Toată lumea știe ce e strungar, cauți strungari, dacă găsești, ai un strungar. Aici eu am niște oameni care au avut meseriile care lor fi avut ei. Da. Care vin și încep să învețe. În general, învață care sunt așa, adică n-au două mâini stângi, care au două mâini stângi după vreo 2-3 săptămâni îi trimit acasă. Dar care au așa aplecare pentru așa ceva, învață în 6-7 luni. Problema e că după ce învață, își mai fac niște poze cu avionul când e în carbon, așa, nu e vopsit. Le pun pe diverse de-astea și după aia pleacă în Italia, în diverse, în Irlanda. Am vreo 10 care au plecat în diverse locuri. I-am școlit, i-am știut și au plecat. Îi plătiți prost atunci, poate? Eu cred că îi plătesc bine, dar pentru că ei vin necalificați la mine. Da, da, e calificat. Eu nu mă refer la cei vreo 2 ingineri pe care i-am. Eu îi refer cei care lucrează efectiv. Am înțeles, da? Cei care intră. Da. Pentru mine cei care lucrează dacă au clase sunt în regulă. Da. Nu. Eu îi învăț. Am înțeles. Dar unde aveți toată linia asta de producție? E după Horbach către Ploiești undeva. Am înțeles. Hală. Deci aici aproape lângă București. Da. Dar e mai mult goală. Dar dacă ați avea, să zicem așa, domnul Berceanu, forță de muncă și tot angrenajul ăsta într-un ritm firesc, cât ați putea să produceți? Adică la ce comenzi? Nu imediat. La ce comenzi? Dar dacă aș pune la punct toată chestia asta, 100 pe an. 100 pe an? Da. La un 40.000, să zicem, rotunda și apă? Da. Știți ce se întâmplă? În Statele Unite... Bun. În Statele Unite... 100 pe an nu înseamnă aproape nimic. Bineînțeles. Bine, da. Deci acolo au venit la standul nostru cu iarbă verde mulți. Cărora le-am spus, dom'le, mai e o expoziție mare în Midwest, în septembrie, și să sperăm că până atunci, în sfârșit, amarizează. Adică ajunge containerul în portul în care trebuia să ajungă. Acostează. Acostează, să zicem, da, vasul. Da. Containerul e dat jos și reprezentantul meu de acolo îl ia. Exact, și l-arată. Și participă la Midwest. Îl primă până țară, da. Și ăstora li s-a spus, dom'le, veniți la Midwest dacă vreți să-l vedeți, să zburați cu el, să nu știu ce. Avem și pasionați deja care ne pun întrebări. Da. Ăștia sunt cei mai buni. Da. Vă rog. Pentru că întreabă la obiect și au curiozități punctuale. Care e viteza și la ce altitudine? Viteza de croazieră e în jur de 120 de km pe oră, viteza maximă în jur de 160. 160. Da. Și autonomia, da, zboară la croazieră. Zboară o oră, la ce altitudine? Nu, asta electric zboară o oră, la altul zboară 5. La ce altitudine? Asta e o întrebare, știți? Păi nu, dacă sunt limitări. Dați-mi voie să vă spun. Chiar întrebarea mea că... Na, asta e o întrebare, cum întreabă câte cineva... pe cineva care înoată, ca și cum îl chemați pe Popovici aici și îl întrebați, dumne, la cât de adâncă apa știi să înnoți? De la 2 metri încolo, avionul dacă zboară... Nu, că sunt curenți mai puternici, are limitări. Nu, sus sunt curenți mai puțin. Ăștia care nu ne pricepem întrebând. Dar cel cu motor termic are un plafon, da. Deci unde ajunge motorul să nu prea mai respire, motorul. Adică
rarefiindu-se oxigenul, motorul scade puterea și la un moment dat ajunge la o putere egală cu puterea necesară ca să ții avionul în zbor. E cam 3000 de metri plafonul la soanul, adică pot să trec munții în România cu el, la soanul termic. La soanul electric nu există un plafon, pentru că motorul electric merge oricât. N-are limitări, da. N-are limitări de genul ăsta. Sigur că n-am încercat... Să știți că sus acolo nu e nicio chestie, adică pentru cine zboară de plăcere, de foto... Sunt unii care zboară utilitar. Avionul ăsta verde e cumpărat în Franța de o firmă, că eu am fost cu el la târg acolo și n-am mai plecat. Acum mi-a spus unul, gata, cât costă, l-am luat. Care îl folosește utilitar. Deci pune pe el niște instalații care măsoară ceva cu poluarea, ceva cu conținutul în aer de nu știu ce. Și care avea nevoie să fie electric, pentru că altfel propriul motor al avionului creează niște probleme. Și face... Dar ele să mai folosesc mai multe utilitare. Asta vreau să vă întreb. Care e profilul celui care achiziționează astfel de avioane? În general este de plăcere. De hobby. Oameni, da. Eu în Germania am foarte mulți care au fost piloți, unii dintre ei la Lufthansa cu 14.000 de ore de zbor. Nu mai zboară dintr-un motiv medical, au un stand, nu știu ce cu tare, vor să mai zboare, cu clase mai sus de avioane nu poate să zboare decât cu medicale clasa a doua, clasa și așa mai departe. Cu ăsta poate să zboare, dacă are permis de conducere, adică dacă nu are epilepsie sau eu știu lucruri de astea grave, poate să zboare. Și atunci aș cumpără unul de ăsta și se duce la un prieten peste 200-300 de kilometri, face fotografii toamna, mi-au trimis unii fotografii toamna, știți când sunt pomii colorați, așa și nu știu ce fotografii au făcut ei, să plimbă, să distrează, adică e de plăcere, ca să zic așa, nu. Dar sunt vreo câțiva care le-au cumpărat firme de data asta, nu persoane, pentru scopuri utilitare. Și acum am o cerere pentru unii care vor să verifice liniile de înaltă tensiune, pun pe el ceva care zboară pe deasupra liniei de înaltă tensiune și probabil termic sau ceva de genul ăsta vede unde sunt niște probleme. Acum zboară cu un elicopter care costă elicopterul 3 milioane de euro și ora de zbor 500 de euro cel puțin. Dar, fără pilot. De exemplu, de ce nu construiți cu cabină dublă, cu două locuri? Se schimbă cumva încadrarea și... Nu! Există o clasă cu un loc și o clasă cu două locuri. Păi nu, dar dumneavoastră spuneți că... Începusem pe ăla cu două locuri, de care v-am spus, cu 472. Și nemai având acum timp că avem... Noi avem comenzi până la vara viitoare. Păi asta că vreau să le spun și celor de acasă, că mă întreabă cineva așa, sarcastic, cât a plătit domnul pentru promo ăsta sau a fost un favor? Nu, nici una, nici alta. Era un subiect de interes, plus că are atâtea comenzi, nu are nevoie de reclamă. A, nu, n-am nevoie de reclamă. E ca și cum aș chema Rolls-Royce aici să-i fac reclamă. Păi credeți că are nevoie? Nu. Eu să știți că n-am vândut decât un singur avion în România. Da? Da. Și Nu, e o persoană privată. Dar care momentan nu zboară dintr-un motiv de-al lui. Păi ce face cu el? Nu zboară acum. Bun. Deci doar unul în România? Da, cu mari insistențe. Dar de ce nu vinde? Nu... Păi pentru că prefer să le vând prin altă parte, că acolo, dacă un avion din ăsta se duce într-un aeroclub, după aia de acolo mai vin nu știu câte comenzi, nu știu câte chestii. Aici nu e o piață, spuneți. Aici nu e o piață. Nu e. Dar noi am zburat cu un Cessna, am zburat cu un Cessna de patru locuri, că aveam operator în spate și da. Și am văzut că erau acolo acum 10 ani. Da, adică... să știți că alea sunt ale aeroclubului și mulți sunt membri la aeroclub și plătesc ora de zbor. Și se folosesc de ele, da. Dar nu-și cumpără neapărat avionul, un Cessna. Dar, apropo, un Cessna e un 400.000. Da. Așa. Ce taxe ai pentru astfel de posesie? Plătești ceva? Ai vreo... Plătești impozitul pe venit, proprietate. Nu, pe proprietate. Eu mă refer prin Germania, ei dai o taxă foarte mică, pentru că Germania știe că are nevoie de piloți, de oameni de aviație, de nu știu ce, de nu știu cum. Noi nu avem nevoie, că suntem mai departe de Ucraina, dar ei au. În sensul că eu cred cu tărie că niște sporturi tehnice ar trebui să fie mai promovate decât sunt. Dacă, Doamne ferește, n-am nimic cu niciunul din sporturile, oricare ar fi ele,
Dar dacă la spadă ia cineva titlu de campion olimpic, îl știe toată România. Vai de mine, e ceva super tare. Ceea ce și este. E mare lucru să iei un, la orice sport. În țara asta, la orice sport. Nu, nu, în toate țările, la orice sport. Da, mai ales aici unde nu se investește. Un titlu olimpic este jos pălăria, indiferent. Dar dacă a luat un băiat de-al nostru titlul la acrobație, la aviație, n-a știut nimeni. Mm. Și mă gândesc că dacă o fi un caz, s-ar putea să nu luptăm cu săbile, s-ar putea să luptăm cu piloții, cu avioane, cu... adică ne trebuie mai mult. Da, da. Și eu stau și mă tot mir, de vreo 40 de ani mă mir, de ce totuși nu sunt... Pentru că în alte părți sunt reviste, sunt... Ai de mine, dacă a luat unul titlul de campion mondial aeromodele, țara Germania sau Elveția sau Olanda sau... e ca și cum ar fi luat, nu știu, aproape un titlu olimpic. Poate nu chiar la fel, dar în orice caz. Am înțeles paralel. E foarte multă, dom'le, foarte bun, a făcut adres. La noi nu interesează pe nimeni. Dacă moare, da. Adică dacă unul... dacă moare spectacolul, se prăbușește, nu știu. Dacă unul cu un avionaj din ăsta cade, exact, atunci trei zile pe toate posturile, zice, un avion de mici dimensiuni a căzut în munții nu știu care. Dacă doamna ferește mai cade și peste o casă de nu știu ce să tuc, s-a terminat. E greu, pentru că la 100 și ceva de chile nu-i strică nici acoperișul. Mm-hmm. Nu, da, nu e o problemă. Dacă e cu parașută, zice. Și cele iar termice dacă... au parașută? Toate au parașută. Toate au parașută. Și cele de două locuri au parașută. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale mele. Da, și tot se demontează. Da, spuneați aici că rămăsesem cu ideea. Aveați în dezvoltare 1, dar nu mai, n-ați mai lucrat pentru că trebuie să onorați S-a schimbat regulamentul, cum v-am spus, și momentan l-am lăsat deoparte, că nu le putem face pe toate. Nu avem cu cine. Plănuiți să dezvoltați business-ul ăsta? Să-l extindeți, să-l duceți, poate plănuiesc să producția în afară dacă nu găsiți aici capacități, forță de muncă? Nu, nu mut nimic afară. Uh-huh. Din două motive. Afară o să găsesc tot atât de greu, dar cu niște salarii foarte mari și eu sunt aici și ei sunt acolo și, nu, și ca să mă mut eu acolo, nu. Vă ocupați doar dumneavoastră de business sau cineva din familie v-a moștenit pasiunea? Nu, un alta nu, dar mai sper. Mai sper. Era nepoțica cu dumneavoastră. Mai sper, mai sper, da. Nu, știți ce se întâmplă? Noi la început am avut probleme. Adică? În 2015... Așa, nu spuneți că a venit statul birocratic și v-a încurcat... Nu, n-am nicio problemă cu niciun stat birocratic, că habar n-are niciun stat de ce facem noi, că nu interesează. Am înțeles. Deci nu v-a încurcat măcar. Nu, da. Nu, ne-am dus la Friedrichshafen, la expoziția asta, care e cea mai mare din Europa, în aprilie. Am pus soanul acolo și popor, lume, întrebări, cu tare, nu știu ce. Dar lucrurile erau așa. Vai, frumos așa, dar... și din ce e? Din carbon, Kevlar, vai, pot să mă urc, dar ce loc, ce nu știu ce, vai, ce aparatură, ce... Dar de unde sunteți? Din România. Da, am avut chestia asta... S-a repetat, da, de următoare? Deci, 2015, toată lumea care au venit în... aproape toți au făcut figura asta, aproape toți. Da? Nu ați încercat să stați un pic? După aia am pus pe internet zboruri, chestii, nu știu ce. Uh-huh. Probabil că s-au gândit că dacă i-am pus numele lebăda, s-au gândit la aia, le-au mâncat lebedele, știți? Că nu dau seama, în sfârșit. Așa, glumesc. Și a început să mai fie așa o chestie. Și în sfârșit, până la urmă, am vândut unuia, unul care era foarte hotărât așa. Și a explodat. Dar care a zis nu. Vin în România, îmi spuneți nu știu ce, mergem și zburăm, zbor tu cu el, după urmă zbor și eu, și după aia, după ce am făcut chestia asta, s-a desțelenit drumul. Mm-hmm. Dar altfel era o chestie așa, adică, care mă, voi din România, știți voi să faceți avioane? Era o prejudecată de asta, dar ce că... Iar în Franța... Trăim sub pământ sau ce? Când am fost... Sau că suntem serioși și că nu suntem capabili să generăm... Dumneavoastră, dacă ați auzit că o firmă din Uzbekistan așa a venit și produce niște avioane de astea mici, așa v-ați lua? Da, da, în 2015 România totuși era în Uniunea Europeană, nu era chiar Uzbekistan așa pentru... Pentru noi, da. Pentru ei, nu prea. Am înțeles. Eu mi-aduc aminte, eram încă în politică când am fost invitat în Statele Unite într-o vizită destul de lungă, așa, și mi s-a spus să scrieți în paranteză și Europa.
Să știm exact să vă localizăm, nu? Pentru scrisori, pentru de-astea. Aha. Era pe vremea scrisorilor, era 91. A. Și mi s-a spus să scrii și Europa, în paranteză. Da. România, dar să scrii ca să ajungă scrisorile. Să fii mai sigur. Am înțeles. Așa că, cum să spun, iar în aviație, noi, din păcate, nu suntem cunoscuți din cauza noastră. Uh-huh. Noi am avut IRU-80 în război, din care s-au făcut vreo 380 de bucăți. Da. Adică n-au fost un avion făcut două într-un colț, așa, s-a luptat cu el. Am văzut și la Muzeul de Aviație, da. S-a luptat și... Ce ați văzut? Ce, nu mai sunt IRU? IRU-80 din război, noi n-avem niciunul. Cum? Că e la muzeu aici. Poate vreo machetă ceva. Păi, așa. Da, mă rog. Mă rog. Există un grup de colegi de-ai mei care vor să facă unul, dar să-l refacă, uh-huh. Unul nu s-a păstrat. Care a luptat și încolo și încoace, da? Și care, la un moment dat, prin 38-39, era între primele trei avioane de luptă de la momentul ăla. Da. Nu știe nimeni de el. Un băiat... foarte pasionat de aviație, a scris în Anglia o carte foarte bună care scrie care se cheamă Vânătorul din cel de-al doilea război mondial, de care n-ați auzit niciodată și care e prezentat acolo și, și după aia val de... Cum, dumne, s-au făcut 380 de avioane de astea și nu știm? Nu știm. Da. Pentru că nu le prezentăm noi, pentru că nu am Măcar de asta, dar fi asta singura problemă sau singura filă, da, din istoria noastră pe care, da, am îngropat-o sau am uitat-o. Bine, eu am avut probleme cu coandă, cu... Am avut o discuție cu niște francezi și a fost vorba, Henri Coandă, nu știu, mm-hmm, ce. Și am zis, dom'le, e născut la vreo 100 de kilometri Issy de mine. Și zice, voi... Nu, dom'le, zic, uite, așa. Și n-am auzit niciodată de chestia asta. Vă dați voi așa mari. Da, exact, și cu Brâncuși și cu astea ce care... Brâncuși. Da. Deci, plănuiți să dezvoltați business-ul ăsta? Cel puțin să-l mențin, l-aș dezvolta. Uh-huh. Dar n-ați căutat să vă... Am niște gânduri așa. Să vă lipiți la un concern, să faceți... Deloc. Un joint venture cu cineva. Deloc. Să, nu? Păi ce să-mi dea joint venture-ul ăla? Nu știu, bani să... Nu. Dezvoltați mai multe linii de producție, mai multe modele. Păi nu, linii de producție facem. Problema, zis, da, e, problema e pe cine punem limitarea acolo, pe umană, linia, da, de producție. Da. Iar joint venture-ul cu nu știu cine din străinătate, în afară de un balamuc care ăia vor să facă ce vor ei, când vor ei și nu știu ce, și îți spun ție, nu știu, bă, fă acolo. Și eu să le spun, dom'le, n-am, că am încercat, am câțiva băieți de la Periș, buni, da, da? Și am mai încercat și mai încolo, așa, mai pe la Gruiu, pe la Znagov, dar la Znagov toată lumea a vândut câte o bucată de teren și nu mai muncesc, că trăiesc din banii ăia de acum 10 ani care... Vreo peripeție la momentele de încercare, ceva din orele de încercare? Slavă Domnului, nu. Nu? E bine, acum nici n-ați spune, cred că da, mă, era să cad cu el, că e al dumneavoastră. Ba nu, aș spune, pentru că... Oricând se poate întâmpla și s-a întâmplat la NASA, s-a întâmplat la... Corect, păi de asta adică, întreba, ți-a avut... Nu, iar aici e bine să fii cât se poate de corect și așa mai departe, da, și transparent și să îndrepți ce e. Dar nu, sunt avioane mici care le facem cu grijă. Eu, cum v-am spus, zbor cu ele și nu vreau să mor cu avionul, vreau să mor în alte feluri. Bun, deci, înțeleg că aici probabilitatea de a muri e deși oricum foarte mică. Cu parașuta aia ești, te salvezi din orice situație. Aproape, să zicem. Totdeauna e o probabilitate, o probabilitate. Da. Mergi pe trotuar și scade un țurțur iarna. Corect, și... un aer condiționat în cap. Tot e căldura asta. Spuneți-mi de final, îl asamblez singur, dacă eu îl car, eu îl asamblez, am un kit, da, îmi explicați, asta e una... vin ca alea de la IKEA, asta, adică asta, am cu manualul de... Asta e unul din marile avantaje. Șurubăreală. În general, un avion de mărimea asta sau de tipul ăsta stă într-un hangar care e al cuiva sau al aeroclubului. Da. Tu dacă vrei să te duci duminică să zbori, te duci și trebuie să scoți toate avioanele din hangar, că s-ar putea ca al tău să fie la perete. Uh-huh. Și tu le scoți, îl scoți pe al tău, le bași pe alea toate la loc și după aia zbori. Da. În al doilea rând, în străinătate, o lună de hangar e 500 de euro, 400 de euro, depinde.
Deci aici se complică lucrurile, nu doar că îl iei. Și atunci, faptul că eu îl livrez într-o remorcă care omul poate să-și o ia acasă, sau poate să o ducă într-o parcare și să o lege de nu știu ce, dacă o ia acasă, dacă vrea să-și mai aranje, că ăștia toți sunt, știți, de ăștia de... mai umblă la el, mai cu tare, chestii. Ca majoritatea motocicliștilor, ca să fac o paralelă, da, care mai se uită. Bun, dacă e electric, n-ai ce să mai sufliți. Ba da, ba da, găsești? Să știți că electric e foarte complicat. Complicat. Motoarele termice le știm. Ăia care le știm. Da? Dar chestia asta electrică e cu dichis, nu e așa simplă. Am nu e așa simplă. Sunt acolo... Și nu v-am întrebat asta. Sunt foarte mulți de ăștia care nu fac diferența între vați și volți și care cu kilovații oră și cu kilovații... Dacă nu faci diferența, nu ți-e avion în principiu. Că... E, nu. A, da? A, ok. Păi cum, da, au ajuns unii miniștri la energie. A, da, vă întreb imediat dacă vreți. Nu, nu, mulțumesc. Nu, nu. Spuneți-mi așa, diferența de bani între unul electric și unul cu motor clasic care... Sunt bateriile, atâta tot. Atâta tot? Da. Adică dacă unul e 30.000 plus baterii, unul e 30.000 și atât. A, păi eu vreau de asta. Da. Da. 30-31.000, mai sunt niște opționale. Uite, că tot ne întrebau ăștia, am face un discount că v-au făcut. Dar chiar dacă vreau să glumesc, că nu, nici n-am pasiunea asta. Oricum, mă rog, și la aterizare și la decolare. Și în zbor. Mai mult la aterizare. Nu știu de ce. Că am înțeles că oricum acolo se întâmplă toate alea. Dacă e la aterizare, nu, nu, ure... aveți dreptate. Nu? Aveți dreptate. Da. În aviație e o vorbă care zice cerul nimerește orice prost. Cu pământul e mai complicat. E, aia, că eu la aterizare am... Am și uitat ce vreau să vă întreb, că m-a cuprins... Dacă vroiați să... Ce? Așa, dacă cineva, asta bun, dacă cineva, uite, e convins și vrea să facă o comandă, cât așteaptă după avionul dumneavoastră? Un an. Un an? Da. Mamă, sunteți ca la ăștia, producătorii de lux. Vrei să-ți iei un, nu știu, ceva scump să zice, un Rolls? Ca deci să nu acum avem reclamă. Comenzi stai, 3 ani. În iunie. Da? Da. A, deci luați-vă gândul, nu vă puteți lua avion, luați-vă altceva. Domn Berceanu, hai, 3 minute la final, ceva. Nu vă e dor, domnule, de politică? Deloc. Nu cred. Absolut deloc, dar nu mă uit la nimic. Cum, adică nu deschideți televizorul? Ba da, mă uit la Discovery, mă uit la Animal Planet. Sunteți din categoria elitistă care rupe pe TVR Cultural, că se redeschide acum, glumesc. Nu știu că există TVR Cultural, dar la TVR nu mă uit la niciun fel de TVR. Am înțeles. De niciun fel. Dar poate dacă o să fie ceva interesant la TVR Cultural, o să mă uit. Da. Nu. Mai aud și eu că nu vă uitați la top care... show-uri, la dezbateri, Doamne, la... Dar de ce, doamne ferește, domnule, că a fost lumea dumneavoastră până mai ieri? Nici atunci nu mă omoram, nici când participam eu. Da, păi să mă uit ce acum, e grav de tot. Da, adică cum? E grav de tot. Nu vă place? Dar mai aveți colegi activi din vechea gardă? Domnul Blaga e europarlamentar, domnul Boc e pe la Cluj. Mai țineți legătura cu ei? Când și când, da. Cred că domnul Boc face o treabă foarte bună la Cluj acolo și dacă o ține tot așa și o să rămână acolo, o să fie primar încă 25 de ani. Așa. Restul sunt cam retrași așa. Iar eu sunt... Trebuie să știi eu că sunt retrași, membru PD în continuare, care nu mai există. Ei nu mai există. Păi eu sunt membru PD. Există PNL, s-a topit în PNL. Mă scuzați, dar eu sunt membru PD. Cum arată PNL-ul azi cu PDL? Nu știu, nu că știu. N-am... Nu vă... Nu mă... Nu. Nu. Dar avem un militar, că am început cu registrul ăsta. Vreți să mă atrageți în... Cum găsiți așa România condusă de militar? Păi, în primul rând, cred că e o premieră europeană, cel puțin. Nu prea să pun prin Europa democratică, mă refer, nici miniștrii la apărare militari. Că nu prea să pun. Da. Din motive care, sigur, putem să intrăm în ele, dar nu știu. N-are rost, că înțelegem. Prin miniștrii n-am auzit, nu știu. Dar simțiți așa că e bine, e rău? Nu simt nimic. Nu. Că nu se simte nimic. Nu. Da, adică nu se simte nimic, nu spune nimic, nu se simte nimic. Am înțeles. E... Dar coaliția asta, dodoluați așa PNL-PSD, cum o vedeți? Ați făcut și noastră parte dintr-un guvern cu PSD-ul? Parcă? Am făcut din tot felul de guverne, da. Ce să vă spun? Ar putea să facă foarte multe lucruri, că văd că... Da? Ar putea să
să mai dispenseze de UDMR după chestiile alea. Singura constantă de când ați ieșit din politică e acolo, UDMR-ul. Da. A fost cu noi astăzi. Eu, ca să fiu sincer, dacă eram prim-ministru, da, după chestia aia... Care chestie? De la băile tușnat cu... Păi sigur că da. Ce făceați dacă erați prim-ministru? Îi sculam în picioare pe miniștrii UDMR și le spuneam, bă, fraților, ați jurat... Uite cu alea jurământul care l-ați jurat la Cotroceni, da? Ce scrie aici, da? Uh-huh. Voi respectați jurământul ăsta sau e așa de... Ia ceți-vă voi la UDMR acasă, uh-huh, da? Și vă gândiți. Uh-huh. Dacă vă place jurământul ăsta, veniți și mai faceți parte în continuare din Guvernul României. Dacă nu, vă ceți în Guvernul cu Ungariei. Că nu e niciun fel de problemă, că acolo scrie că respectăm Constituția, că propășirea neamului e așa... Spirituală, materială. Păi stați, bă, frate, păi nu, da, vă spărați. Nu. Eu am foarte mulți prieteni de la UDMR. Asta începem cu disclaimer-urile acum, cu toți avem. Dar una e una, alta e alta. Mm. Da? Adică mai ușor cu pianul pe scări, că nu. Mi se pare că au sărit calul. Foarte tare. Dar ați văzut că nu se lovește... Păi, le-a cerut președinte niște explicare? Asta și... adică... Da. Dar este economic așa, politic, cum o simțiți? Vin alegerile peste 2 ani. Păi v-am spus, nu simt nimic. Nu simțiți. Da. Da, atunci vă simțiți reprezentat? Deloc. Aveți cu cine să votați dacă mâine ar fi alegeri? Eu, ca să fiu sincer, le-aș da un sfat așa tuturor celor care ajung la un moment dat la vot. Așa. Să voteze de aia care au o meserie așa, care, știți cum se zicea înainte, care au servici. Uh-huh. Știți, când venea un băiat acasă și spunea, dom'le, mă însor, sau o fată, zicea, mă mărit. Părinții o întrebau, are servici? Da? Ei, aici tot așa, și dom'le, candidează cu tare. Are servici, adică știe și el ceva, a făcut vreo chestie, nu știu, sau a ajuns în politică tocmai că n-are servici. Păi, unii se califică în politică, domnul. Zice... Dom'le, dar el ce e? Ce e manager? Oh, dacă e manager, atunci e altceva. Nu mai e. Deci prea mulți fără... Dacă nu mai sunt în politică, nu mai știu să mai facă nimic și nu mai câștigă un ban. Da, simțiți asta, simțiți... Păi văd, așa, cam asta e. Vă gândiți să vă reîntoarceți vreodată în politică? Exclus. Exclus? Nu în viața asta. Nu, în următoarele. Mai vedem, în altă viață. Înțeles. Mai vedem. Bine, domn Berceanu. Asta a fost. Dacă v-a plăcut, vă mai aștept. Mulțumesc. Și poate după ce dispare jurământul ăsta de tăcere de 10 ani, vă aștept la o analiză mai profundă a clasei politice. Mai vedem, mai vorbim. Să beneficiem și noi de oameni cu experiență, că vorba de uită la amatorii ăștia și ne cam ia plânsul. Nici de râs nu mai e. Da, păcat. Păcat că, nu știu, sunt și bani, sunt, au majoritate, au de toate. Nu știu de ce n-au mai multă dorință așa să facă niște lucruri, să schimbe. Să știți că e dificil, nu e? Uh-huh. Te înjură lumea, te scuipă, te scuipă ani de zile după ce te lași. Vă mai da? Sigur că. Vă mai ia lumea, băi, Berceanule? Am avut la mall, la Horbach, la nu știu ce, de aia care au strigat după mine, bă, nu știu ce cu tare. Și de aia care au strigat de bine. Așa, dar aia de rău ce au zis? Că ăsta prind. Ce, bă, nu știu, te-ai îmbogățit, dă-lea. Mm-hmm. Toată lumea crede că, sfârșit, fiecare crede ce-ar fi făcut el dacă ar fi fost acolo. Da. Asta e părerea mea. Bun, domnule Berceanu, vă mulțumesc încă o dată pentru discuția asta sinceră, pentru toate fotografiile pe care ni le-ați arătat și pentru scurta asta analiză politică. Pe lung, poate data viitoare. Pe curând.